numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Suntem astăzi în a doua zi dedicată Maicii Sfinte și a prezenței sale, a rolului ei cu totul special în viața Bisericii. Și aș vrea să pornim împreună pe această cale apropierii de Maica Sfântă, prin gând și rugăciune, aș vrea să pornim de la ceea ce aduce aminte Preasfântul Cristian ieri, citându-l pe Papa Francisc, care spunea: dacă vreți să aflați cine este Maica Sfântă, întrebați-i pe teologi. Dacă vreți să vedeți cum să vă rugați Maicii Sfinte, cum să vă apropiați de Maica Sfântă, întrebați poporul lui Dumnezeu. Și biserica noastră are o tradiție atât de bogată și atât de frumoasă în popor, apropo de această apropiere a oamenilor, a credincioșilor, mai simpli sau mai pregătiți, de Maica Sfântă. Și cred că ne vin tuturor în minte versurile melodiilor cântate în pelerinaje: nu lăsa măicuță să pierim pe cale, noi ce suntem fii lacrimilor tale. Și toată bogăția de cântări adresate Maicii Sfinte ne aduc aminte, toate aceste cântări ne aduc aminte că, de fapt, relația poporului Dumnezeu și de cea noastră cu Maica Sfântă nu este una teoretică. Nu venim în fața Maicii Sfinte fiindcă am perceput bogăția teologică. Și această parte este extrem de importantă. Dar pentru oamenii simpli, pentru noi, atunci când suntem în necazuri, este foarte important să privim la Maica Sfântă, să vedem o mână întinsă pentru noi. Și asta a perceput dintotdeauna poporul lui Dumnezeu. La noi în țară sau în alte părți. Toate cântecele închinate Maicii Sfinte sunt pline de această bogăție spirituală. Și care se poate rezuma în faptul că Maica Sfântă este lângă noi oricând avem nevoie. Că Maica Sfântă este o mamă pentru fiecare din noi în cel mai profund sens al cuvântului. Și că nu ne rugăm ei sperând să coboare din când în când din ceruri pentru noi. Ci ne rugăm ei știind că este lângă noi, prezentă acum și aici. Oamenii care merg în pelerinaje și noi toți, atunci când adresăm Maicii Sfinte, nu adresăm cereri generale. Ci adresăm rugămintea care să corespundă stării noastre de fapt. Atunci când avem nevoie. Îi cere Maicii Sfinte să ne ajute atunci când avem o problemă în familie. Îi cere Maicii Sfinte să ne ajute atunci când suntem bolnavi. Sau când cineva din familia noastră este bolnav. Îi cere Maicii Sfinte să ne scape de un necaz. Să ne scape de întristare. Să ne scape de lacrimi. Și Maica Sfântă este lângă noi atunci când o chemăm. Spunea fratele Mihai din Prilog: și atunci când doar cu gândul mergem spre Maica Sfântă, Maica Sfântă este lângă noi. Prezentă. Lângă noi. Nu că ne aude de undeva de departe. Nu că ne trece pe o listă de așteptare. Maica Sfântă este lângă noi acum, aici, când îi cerem ajutor. Și aici este bogăția pe care noi o primim de la poporul lui Dumnezeu. Fiindcă întotdeauna trebuie să se întâlnească cele două dimensiuni. Cea teoretică sau cea teologică a studiului lui Dumnezeu, a vieții spirituale, a Maicii Sfinte, a vieților sfinților, și partea concretă. Fiindcă dacă teologia nu are această a doua parte, a doua valență concretă, ea rămâne o știință ca multe altele. Dar în cazul Maicii Sfinte, este poporul lui Dumnezeu cel care ne dă o lecție. Și cred că am simțit cu toții acest lucru atunci când am participat la un pelerinaj, de exemplu. Și am simțit emoția oamenilor. Devoțiunea profundă, clară. Oamenii vin la Maica Sfântă fiindcă sunt necăjiți. Fiindcă au nevoie de ajutor. Și la cine să meargă dacă nu la mama lor?
Noi ce facem când suntem necăjiți? La cine apelăm? La șefii statului? La președinții partidelor politice? Apelăm la cei care sunt aproape de noi, la cei care ne îndrăgesc, la cei care simt ceva pentru noi. Și ne adresăm acolo unde știm că vom avea un ajutor concret. Din acest punct de vedere, Maica Sfântă este un far călăuzitor pentru fiecare dintre noi. O stea speranței pentru biserică. Și poate astăzi mai mult decât oricând, dar poate e ușor să spunem asta, fiindcă fiecare epocă a avut dificultățile și greutățile ei. Dar astăzi, noi trăim acum, simțim parcă mai mult ca oricând nevoia de a ne adresa Maicii Sfinte, de a cere ajutor. Fiindcă avem o gamă atât de largă de probleme, de suferințe, de necazuri. Avem suferințele noastre personale și suferințele pe care doar noi le știm de cele mai multe ori. Putem să spunem câte ceva celor din jur, dar de multe ori nu prea avem cuvinte să spunem. Avem suferințe în familie. Sunt atâtea familii dezbinate. Sunt atâtea familii rupte între România și străinătate. Atâția copii care suferă. Am avut anii aceștia de pandemie și nu știm dacă s-au terminat sau când se vor termina. Din fericire și mulțumim Domnului că astăzi putem sta să ne rugăm împreună față la față. Dar nu știm până când va fi. Nu știm dacă nu va fi o altă pandemie sau alte boli. Avem un război la granițele țării. Și nu știm cum va evolua. Dacă se va încheia, dacă va afecta și alte zone. Și de aceea ne rugăm Maicii Sfinte pentru lucruri extreme de concrete și avem nevoie mai mult ca oricând de ajutorul Maicii Sfinte. Și a fost acel moment impresionant în care, Sfântul Părinte Papa Francisc s-a rugat împreună cu episcopii, cu preoții, cu credincioșii, cu persoanele consacrate din întreaga lume și a consacrat Maicii Sfinte, a încredințat Maicii Sfinte Ucraina, Rusia și întreaga omenire. Deci și pe noi. Fiindcă atunci când nu știm ce să mai facem, ne adresăm Maicii Sfinte. Și ca să înțelegem cât de mare este iubirea Maicii Sfinte, trebuie să ne gândim că noi ne adresăm unei mame căreia noi am omorât copilul. Fiindcă Iisus a murit pe cruce și din cauza noastră. Dacă nu existau păcatele noastre, Iisus nu era pe cruce. Noi toți suntem responsabili de moartea lui Iisus. Și Maica Sfântă stă la picioarele crucii și plânge pentru fiul ei care moare pe cruce și în același timp ne ajută pe noi, cei care l-am pus în cruce pe Iisus. Cât de mare trebuie să fie iubirea Maicii Sfinte? Gândiți-vă cum ar fi să mergeți în fața unei mame în situația în care i-ați omorât copilul. Din greșeală sau cu intenție. Cum ați privi un ochi? Dar mai mult decât atât, cum să-i ceri ajutorul? Și cum să speri că te iartă? Și de aceea este extrem de important să privim la Maica Sfântă pentru a înțelege și mai bine iubirea lui Dumnezeu. Care îl jertfește pe unicul său fiu pentru noi. Cum să te îndoiești de iubirea lui Dumnezeu? Cum să crezi că îi adresezi o rugăciune și nu-ți răspunde? Cum să crezi că îi cer pâine și îți dă o piatră? Cum să crezi că te adresezi Maicii Sfinte și nu te ascultă atunci când nu doar ne iartă pentru ce am făcut, dar ne consideră ca și fiii ei, ascultă glasul fiului ei de pe cruce? Femeie, aceștia sunt fiii tăi. Acesta Ioan și noi toți. Și lui Ioan îi spune, aceasta este mama ta. Lui Ioan și nouă tuturor. Și de aceea să ne întoarcem întotdeauna cu credință la această imagine a Maicii Sfinte, fiindcă este un far călăuzitor. Atunci când nu mai vedem nimic în jur, atunci când totul este ceață sau întuneric, atunci să ne întoarcem privirea înspre Maica Sfântă. Maica Sfântă este cinstită cu acest nume. De stea. Stea speranței, stea călăuzitoare. Stea care ne indică direcția înspre care trebuie să mergem. Și dacă ne gândim, și vocația noastră este legată de o stea. Întotdeauna steaua ne aduce aminte de ceea ce suntem și de drumul nostru. Gândiți-vă la steaua din Betlehem. Magii urmează steaua și ajung la pruncul Iisus.
Dar pentru ca să ajungă la pruncul Iisus, ei trebuie să iasă din țara lor, din pământul lor, din familia lor și să urmeze steaua. Steaua este întotdeauna simbol al vocației noastre. Și noi am făcut la fel. Într-un fel sau altul. Preoți, persoane consacrate, credincioși, toți am văzut, într-un fel sau altul, o stea. Și avem nevoie de mult discernământ pentru a merge cu adevărat după lumina cea adevărată. Fiindcă pe lângă lumina stelei sunt multe alte lumini care încearcă să ne abată de la drumul nostru. Și de aceea avem nevoie de Maica Sfântă, care este un ghid sigur înspre ținta călătoriei noastre. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, vedem în continuu această imagine, această categorie a drumului, a ieșirii. Avram iese din țara lui, din pământul lui, din familia lui, pentru a urma vocația sa. Pentru a urma vocea lui Dumnezeu. Moise iese cu poporul din Egipt, prin deșert, înspre o țară pe care Dumnezeu o pregătește pentru ei. Și noi facem același lucru. Pe urme mai ce simte. Maica Sfântă ascultă glasul Arhanghelului și merge înspre verișoara sa. Maica Sfântă este în continuu pe urmele Fiului ei. Și noi facem la fel. Am ieșit din familia noastră, din comoditățile noastre, din lucrurile pe care le cunoșteam, pentru a intra pe o cale nouă. Nu cunoaștem viitorul. Nu știm ce va fi. Dar avem o stea care ne călăuzește. Și avem o stea care ne călăuzește apărându-ne. Fiindcă Maica Sfântă, pe lângă acest titlu de stea care ne călăuzește, este recunoscută și ca și cea care zdrobește capul șarpelui. Și ne gândim la acele cuvinte din momentul facerii, după păcatul protopărinților noștri, Adam și Eva, în care se vorbește de dușmănia dintre femeie și șarpe. Șarpele care încearcă să rănească, să atingă călcâiul femeii și femeia care îi zdrobește capul. Și la fel ne putem gândi la Cartea Apocalipsei. Fiindcă din nou vedem o luptă între femeie și un dragon. Și înțelegem că viața noastră se desfășoară între aceste coordonate. Și cu toții simțim încercarea, lupta, prezența celui rău într-un fel sau altul. De aceea rugăciunea pe care o recităm zilnic, Tatăl nostru, se încheie cu o cerere către Dumnezeu ca să ne apere de cel rău. Și aici Maica Sfântă are un rol cu totul special și de aceea momentul în care Sfântul Părinte Papa Francisc a consacrat Ucraina, Rusia și întreaga lume Maicii Sfinte este un moment extrem de important. Și prin prisma acestei lupte spirituale. Fiindcă dacă vă aduceți aminte, ceea ce Papa Francisc împlinește se leagă de apariția Maicii Sfinte de la Fatima. Și atunci la Fatima, Maica Sfântă spune celor trei copilași că la un moment dat va cere Sfântului Părinte să consacre Rusia, inimii ei neprihănite. Și că dacă va face așa, Rusia se va converti și lumea va cunoaște momente de pace. Iar dacă nu se va întâmpla așa, Rusia își va răspândi erorile în întreaga lume. Acum ne putem întreba, oare Maica Sfântă se ocupă de politică? E interesată de Rusia sau de alte țară? Bineînțeles că Maica Sfântă, atunci când spune acest lucru, vede această conotație de luptă spirituală. Vede un pericol din partea unui rău spiritual. Și de aceea încearcă să ne avertizeze. Și noi cu toții am trăit, iubiți credincioși, consecința acestor lucruri. Persecuția din România a venit de acolo. Și nu doar din România. Din lumea întreagă. Într-un fel sau altul. Noi am simțit-o într-un mod atât de clar, de puternic,
prin suprimarea bisericii noastre, a congregației dumneavoastră, prin moartea episcopilor noștri, a preoților, a persoanelor consacrate, a credincioșilor și credincioaselor prin pușcările comuniste. Și atunci înțelegem că Maica Sfântă ne avertizează și toate aparițiile ei de-a lungul istoriei, de-a lungul istoriei bisericii, au această menire. Peste tot, Maica Sfântă repetă penitență, penitență, penitență. Ce înseamnă penitență? Ce înseamnă pocăință? Înseamnă metanoia, înseamnă întoarcere de la drumul nostru greșit. Întoarcere înspre Dumnezeu. Maica Sfântă ne cere nu doar să facem pocăință pentru noi, ci și pentru frații și surorile noastre. Să oferim suferințele noastre pentru ei. Și atunci și noi intrăm în această luptă spirituală a Maicii Sfinte. Nu luptăm noi, ci luptăm împreună cu Maica Sfântă. Nu luptăm noi, luptăm pe urmele lui Iisus. Dar este extrem de important ca pe stindardele vieții noastre să fie semnul crucii, să fie Maica Sfântă. Și sărbătoarea de astăzi ne aduce aminte cu putere acest lucru. Fiindcă am auzit Evanghelia care ne vorbește de Iisus, adevăratul păstor. Adevărata ușă prin care dacă intrăm, găsim pășune, găsim hrană, găsim apă, găsim viață. Și de aceea este important să mergem pe urmele lui Iisus. Dar nu doar teoretic. Nu doar profesând cu buzele că suntem creștini. Ci făcând ceea ce ne invită sărbătoarea de astăzi. Să punem crucea lui Iisus în viața noastră. Din nou. Nu doar formal. Ci crucea să răzbată, să strălucească din viețile noastre. Atunci, în acest semn, vom învinge și noi cu adevărat. Când crucea devine, așa cum spunea o mistică, crucea nu rămâne doar pe urmele noastre, pe umerii noștri, ci noi îmbrățișăm crucea. Nu doar o purtăm, o primim, o îmbrățișăm, o purtăm cu drag. Fiindcă înțelegem că orice suferință, orice crucea noastră, are legătură cu crucea lui Hristos. Și că atunci când trăim suferințele noastre împreună cu Hristos, suferința noastră devine mântuitoare. Pentru noi și pentru alții din jurul nostru. Și de aceea și Maica Sfântă ne invită să intrăm în această cale. Priviți la viața Maicii Sfinte. Nu a fost o viață de persoană privilegiată. Nu ne-am așteptat oare cu toții privind la lumea în care trăim și la logica lumii în care trăim. Să o vedem pe Maica Sfântă într-un loc special, ocrotită de orice rău, purtată pe brațe de îngeri. Maica Sfântă a avut o viață la fel ca noi. Imediat după naștere a trebuit să fugă de frica lui Irod. Și a trebuit să plece în Egipt, nu la doi pași. De acolo a trebuit să se întoarcă atunci când îngerul a chemat-o. Și când i-a vorbit prin soțul ei, Sfântul Iosif. Să se întoarcă în Nazaret. Într-o viață despre care nu știm mare lucru. 30 de ani de zile nu prea știm ce s-a întâmplat. Avem câteva repere de-a lungul Evangheliei. Dar o viață de tăcere. După aceea, pe urmele Fiului ei. În fața crucii Fiului ei. Când părea că toată promisiunea lui Dumnezeu se năruiește. Cum poate fi Iisus, Fiul ei, așa cum Arhanghelul i-a spus? Adevăratul rege. Cel cu o domnie care nu se va sfârși niciodată atunci când moare pe cruce în fața ei. Cele 3 zile până la înviere. Și așa mai departe. Privind la viața Maicii Sfinte, înțelegem câte ceva și din viața noastră și din ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Faptul că suntem creștini. Faptul că suntem ucenici al lui Hristos. Faptul că suntem fii Maicii Sfinte nu ne scutește de suferință. Nu ne scutește de încercări. Dar ne ajută să trăim suferințele și încercările noastre cu o pace și cu o liniște pe care doar Dumnezeu o poate da. Dacă vă uitați la viețile Sfinților, regăsiți întotdeauna acest paradox. O suferință enormă, dar în același timp vorbesc despre pace și despre bucurie. Episcopii noștri martiri,
Dacă vă uitați la ceea ce a rămas din momentele acelea din pușcărie, teribilele pușcării comuniste, și de puțină vreme am fost la Sighet și ați văzut și ați simțit și ați trăit întunericul și suferința închisorii de la Sighet, în acele locuri de moarte și de suferință, ei vorbesc despre pace și liniște. Nu ne lipsește nimic. Iisus este împreună cu noi. Cum se vorbește așa ceva dintr-o pușcărie comunistă? Noi ne plângem de multe ori pentru suferințe mult mai mici. Dar și noi, în felul nostru, trebuie să imităm viața lor. Trebuie să intrăm în logica Maicii Sfinte, în logica crucii. Pentru asta, iubiți credincioși, este nevoie să fim creștini cu adevărat. Și să trecem întotdeauna de la ceea ce profesăm public, la ceea ce trăim în intimitatea noastră. Maica Sfântă trebuie să ne fie adevărată mamă, la care să apelăm exact așa cum apelam la Maica noastră, și mai mult decât atât. Iisus trebuie să fie mirele sufletului nostru. Crucea Lui trebuie să ne aducă aminte de iubire. Întotdeauna când, atunci când ne însemnăm cu semnul crucii, noi ne însemnăm cu semnul iubirii lui Dumnezeu pentru noi. Ne aducem aminte cât de mult ne-a iubit Dumnezeu. Fiindcă prin cruce ne-a vorbit despre iubirea Lui. Și asta avem nevoie să facem, iubiți credincioși, nu doar pentru noi, ci și pentru lumea în care trăim. Dacă noi vom trăi cu adevărat prezența Maicii Sfinte, ca și un semn de cale sigură, de speranță, de mângâiere, așa cum face poporul lui Dumnezeu, așa cum făceau părinții noștri înainte de 48, spunându-i Maicii Sfinte cu simplitate suferințele noastre, încercările noastre, dorurile noastre, nevoile noastre, lumea va vedea în noi acel semn de speranță. Suntem datori să dăm mărturie. Semnul crucii care apare pe cer lui Constantin înainte de luptă, trebuie să apară în viața noastră înainte de fiecare luptă pe care o avem. Fiindcă dacă va apare în viața noastră și lumea va percepe că există un mod nou, necunoscut de a trăi în această lume, plină de suferință, de încercare, de durere, cu o pace și o iubire, nu așa cum o dă lumea, ci una adevărată, lumea îl va căuta pe Dumnezeu. Din acest punct de vedere, suntem responsabili. Dacă viața noastră este coerentă, din viața noastră va străluci lumina crucii și prezența Maicii Sfinte. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Hristos a înviat. Amin.